astăzi pentru voi genul acela de clip, cum îmi place mie să-l numesc combo, ceea ce înseamnă că vom combina două clipuri într-unul, dar o să fie oricum succint, nu vă țin foarte, foarte mult. Fac acest lucru la ceva timp, din două, nu știu, să zicem așa, din două prisme. Prima și prima dată reprezintă faptul că știu că am aici persoane care sunt consumatoare de hauluri, de cumpărături, produse pentru casă, nu mai zic, de Mac, pentru că este subiectul pe care o să-l abordăm astăzi, și am și persoane care sunt foarte curioase de sfera asta a alimentației, eventual partea de alimentație mai sănătoasă sau de unde aș putea să-și ia produsele la niște prețuri mai accesibile, pe care oricum le cumpărăm din supermarketuri. Așadar, vom avea astăzi, în prima parte, un haul de Mac, pentru că știu că este mai de mare interes, iar în a doua parte vom desface o comandă de pe All Nutrition. Dacă nu știți ce este acest site, este un site ca MyProtein sau Jim Beam, care comercializează produse sănătoase, fără zahăr, produse pentru slăbit, pentru creștere în masă musculară, cu proteine și tot ce știți că pe mine mă pasionează. Și știu că am aici fete și persoane care sunt și ele cât de cât curioase de sfera aceasta și vreau să vă prezint, pentru că am luat foarte multe lucruri cu puțin bănuți și știți că eu v-am mai prezentat astfel de site-uri, cum ar fi Biomarket. Nu vreau să menționez de pe acum că eu nu am absolut nicio treabă cu ei, adică pur și simplu mi-am comandat produsele, din contră am luat un cod de reducere de 33% de la o altă fată care este așa, se ocupă cu partea asta de Instagram și TikTok, ca să-i spun așa. Deci de la ea am codul de reducere, eu nu am absolut nicio colaborare cu ei, asta ca un mic disclaimer ca să se înțeleagă. Vom începe cu DM-ul. Am fost astăzi, imediat cum am ieșit de la muncă, am fost puțin prin DM pentru că aveam nevoie de una alta și zilele trecute am dat peste un clip pe TikTok de la o tipă, ce să vedeți, tot din Bacău, care a făcut cu un clip cu produse foarte, foarte bune din DM și am spus că trebuie să-l încerc și eu. Până la urmă, urmei au niște prețuri excepționale. M-a uimit faptul că am dat 55 de lei pe 5 produse, printre care balsam de rufe, gel din acesta, o să vedeți. Nu le enumăr că cer o să mai are să vi le arăt. O să începem prima și prima dată cu un singurul produs recumpărat și anume apa aceasta de gură, care scrie că e pentru copii, dar nu ne place prea mult și mai ales iubitul meu este disperat după apa asta de gură, are gust a căpșuni. Deci gustul este atât de plăcut și are și un preț foarte bun, 6,75 lei. Știu că am mai primit întrebări dacă este bună, dacă își face treaba. Sincer, cred că dintre toate de la marca aceasta Dontodent persistă cel mai mult la nivelul cavității bucale și vreau să spun că își face treaba. Adică nu știu exact ce așteptări aveți la o apă de gură. Nu există apă de gură care să vă strălucească dinții după și așa mai departe, dar pentru noi face treabă. Dacă vreți să o încercați, nu cred că aveți ce să pierdeți și nu are alcool, ceea ce e foarte important. Fiind concepută pentru copii, vă dați seama că e și un pic mai sensibilă și este ok. Am luat următorul produs care mi-a venit în mână. Am cumpărat un balsam de rufe. Am înțeles că ăsta ar fi foarte fain și că ar mirosi a flori. Spune că este balsam rufe pufoase, 40 de spărări, 1 litru și nu o să vă vine să credeți, dar este până în 8 lei. Deci până în 8 lei un balsam de rufe, eu în general dau undeva la 20 de lei dacă iau din acela Lenor, dacă iau de pe Cașmira Roma, nu mai zic, acolo dau 40-50 de lei pentru că vine și cu partea aceea de parfum textil și atunci este destul de scump și vreau să miros aici cu voi pentru că văd că este oarecum desfăcut. Se simte un miros, să știți, așa floral, doamne, ce frumos, a văzut roz cu roz, un miros floral așa subtil. Vreau să văd dacă persistă pe rufe, eventual o să încerc să pun și un pic mai mult decât spun ei, ca să vedem exact persistența. Mie nu-mi place să fie hainele mega îmbăxite de balsam, pentru că ce rost mai are după să mă dau cu parfum dacă miroase haina de la o poștă. Sper că înțelegeți ceea ce zic. Am luat și detergent, am înțeles că acesta ar fi foarte fain, acesta pe roz. Detergent de rufe și a fost 16 sau 17 lei. M-am mirat pentru că noi în general dăm foarte mult la capitolul acesta detergent și balsam, cheltuim destul de mult. Bine, nu lunar, pentru că nu spălăm chiar atât de mult, dar cam la 2 luni dăm ceva bănuți pe partea de balsam, pe partea de rufe, ca să-i spun așa, pe partea de îngrijire a rufelor. Și m-am mirat. Acum sperăm să fie și bun și să-și facă treaba. Am înțeles că ar curăța destul de bine. Spune aici că este pentru spălare rufe delicate și lână și mă bucur faza asta cu lână pentru că iubitul meu în general are mai multe haine de lână. Bine, o să scape acum de ele odată cu căldura, dar și eu mai am hăinuțe de lână, am bluze care au în compoziție sau care sunt 100% de lână, am și haina pe care o știți și voi, așadar sper să-și facă treaba, o să desfac imediat să mirosim puțin. Și e foarte fain că spune pe spate, în funcție de cât de murdare sunt rufele, cam câți mililitri de lichid în acesta de detergent să pui. Ia să vedem.
Are un parfum foarte fain, miroase cumva a un săpun, săpun, da, din acela de care, cu care ne spălam noi când eram pe mici, pe mâini. Am un săpun floral, foarte fain și așa pufos, îmi dă senzația de pufos, nu înțeleg de ce, dar e bine. Am mai cumpărat ceva care a fost 5 sau 6 lei și era ultima, adică cred că se cumpără destul de mult produsele acestea. Este o soluție pentru curățarea băii. Și chiar rămăsesem fără, sincer, zilele trecute am făcut curat și a trebuit să spăl cu ce am avut pe acolo alte soluții, dar nici de cum de baie. Și sper să fie foarte faină pentru partea asta de chiuvetă. Eu am două pisici, știți asta, și sunt extrem de năstrușnice, ceea ce înseamnă că mereu se suie prin chiuvetă. Pentru că de ce să nu ne suim noi în chiuvetă, ar fi minunat. Și se urcă la modul că nu ne urcăm o dată dimineața și o dată seara, nu. Uneori se urcă chiar după fiecare dată când ne spălăm noi pe mâini. Nu știu, în ideea de a se spăla și ei, habar n-am. Dar mă bucur că am găsit soluția asta pentru că oricum nu mai aveam și chiar voiam să o testez. Și acum, produsul de care sper eu să fiu cea mai încântată, ăsta a fost vreo 14 sau 15 lei, este vorba despre acest produs, care este, am crezut că e ceva lichid, dar de fapt e pulbere. Este un produs special creat pentru curățarea petelor, fără să trebuiască să fie, să aibă acțiunea ca venișul, adică să pui tu pe pată, nu, pur și simplu pui la mașina de spălat în funcție de cantitatea petelor pe care le ai pe haine și ar trebui să albească, ai toate instrucțiunile aici pe spate și vine într-o cantitate destul de mărișoară, adică cam vedeți. Vreau să văd exact cam cât trebuie să pui, că nu m-am uitat foarte atent atunci când eram în DM. Mod de utilizare, aditiv pentru detergent 1, unitate de dozare 30 ml, se adaugă la detergentul normal în sertarul mașinii de spălat. La pete persistente sau, nu știu ce scrie aici că e tăiat, utilizați 2 unități, adică 60 ml, pentru un rezultat optim. Iar nu înțeleg ce scrie că e tăiat. Cred că să folosești mai multă soluție. 15 ml se dulează în 100 de apă caldă. Asta cred că dacă vrei să folosești exact pe pată. Deci cred că are și opțiunea asta. Sper să descifrezi exact ce scrie pe acolo, că e cumva tăiat, nu înțeleg de ce. Și cam acestea au fost toate produsele. Deci avem foarte multe produse și sper eu să fie și bune. Bine, acum dacă am terminat cu DM-ul, știu că am fost restantă să vă arăt câte ceva din DM și în sfârșit a venit ziua, pentru că vă zic că în ultimul timp nu am mai avut ce să cumpăr de la ei. Vreau să vă arăt cutia de la All Nutrition. Cam așa arată. Scria All Nutrition aici. Am desfăcut-o doar ca să verific, dar când am văzut că de frumos sunt aranjate, am zis, haide să mergem să filmăm și apoi o să îmi bag eu nasul pe aici. Cam așa arată în interior. Vă zic că am luat foarte multe lucruri. Nu doar ce ține de proteină și așa, nu și ce ține de mâncare, pentru că mâncare este viață. Și nu știam exact ce sunt acestea. Sunt toate produsele... A căzut. Toate produsele pe care mi le-am luat și scrie la fiecare valoarea nutrițională și cum se numește, ingredientele și mi s-a părut foarte, foarte tare acest lucru. Adică poți să scrie și pe fiecare produs în parte, dar acum poți să ai și acolo și mi se pare fain. Prima și prima am luat un peanut powder. Dacă nu știți ce este, este o pudră de unt de arahide. Mă știți foarte mare fană oleaginoase și mai ales unt de arahide, dar... Pentru mine, care sunt o persoană care vrea să se mențină, slăbească, pună masă musculară, e un pic cam greu să consum unt de arahide pentru că este extrem de caloric. 600 și ceva de calorii spre 700 se duce și îmi vine să mănânc destul de mult pentru că e bun și pentru că sunt fană. Și atunci am luat varianta asta care e mult mai proteică și totuși mai puțin caloric, adică are 478 pe 100 de grame, adică aproximativ reducem 200 de calorii pe 100 de grame și te ajută foarte mult. Cum ai eu de gând să consum, fie în porridge ca să-mi dea o sursă de proteină, fie în iaurt din acela deja proteic ca să am și mai multă proteină, fie în shake-uri sau, dacă nu, în pancake. Cred că ar fi foarte bun. Dacă nu știți cum să o faceți, fie o puneți cu apă sau cu lapte sau cu iaurt și se face pudra aceea, se face ca o pastă și după puteți să o puneți pe porridge și este genială, n-are ce să fie rău, adică e unt de arahide. O să mă întind pe aici pe undeva, că am un dulap și sper să pot să le pun. Apoi, am mai luat tot într-un recipient din ăsta frumos, ceva ce mă tentează foarte mult și, apropo, nu are zahăr, nu are nimic din ce vedeți aici, o să vedeți și dulciuri destul de multe. Nu au zahăr, nu au aditiv și toate porcările, deci sunt 100% special create pentru persoane care vor să mănânce sănătos și să aibă grijă de corpul lor. Am luat din gama aceea Nut Love, pentru că e o gamă foarte mare, m-am chinuit o grămadă să-mi dau seama ce să iau. Am luat un unt din acesta cu ciocolată, arată ca Ferrero Rocher și sper eu să aibă gust la Ferrero Rocher. Ăsta nu este un dulce...
cu zahăr, nici de cum, și nici nu este un dulce proteic, dar este un dulce sănătos, adică este o cremă pe care o poți folosi tu în clătite sau pe porridge sau pancake sau orice altceva, orice vrei tu. Ce te îndeamnă pofta inimii? Să folosești pe deasupra la preparatul respectiv crema aceasta sau ți-e poftă de ceva dulce, iei o linguriță și te saturi. Este cam calorică, trebuie să recunosc lucrul ăsta, adică are 559, dar nu te lai tot pe acolo, cred că tot 500 și ceva de calorii și e plină de zahăr. O fi ea bună, o fi gustoasă, dar e plină de zahăr și o să zicem pas. Este și foarte ok pentru partea asta de baby friendly. Mie mi se par unturile acestea, bine, baby, nu vă imaginați că dai la un copil de 6 luni, nu, dar, de exemplu, aveți copii de 3, 4, 5, 6, 10 ani și decât să le dați zahăr, mai degrabă merge să le dați un unt din acesta, puneți pe ovăz sau în orice altceva, dar Nutella nu e sănătoasă și știe toată lumea lucrul ăsta, dar merge uneori consumată. În schimb, asta e o variantă mult mai bună. Vă prezint și variantele acestea, sper că se înțelege. Nici de cum nu arunc cu pietre în oamenii care consumă Nutella, că și eu consum, dar este o variantă. Mi-am luat și o pudră vegană proteică. Eu mai am puțină pudră proteică din aceea de la farmacie, dar m-am cam săturat de gust, adică s-o pun în porici. În porigiul meu începe să aibă mereu gust a căpșuni și oricât de mult mi-ar plăcea mie căpșunile, m-am cam săturat. Adică aș vrea să alternez când s-o beau pe aia sau s-o mănânc în porici, depinde, când să folosesc din asta. Și am luat o variantă foarte faină, care sper să-mi placă. Este cu salted caramel, adică cu caramel sărat. Și am luat varianta vegană pentru a folosi în zilele de miercuri, vineri, eventual poate prinde postul, dar la cât e de mică, nu cred. Sper eu să fie bună, pentru că am mai avut probleme. Am luat o pudră proteică de pe MyProtein, tot așa vegană, cu caramel sărat. Ba, și nu mi-a plăcut deloc, deci a fost atât de scârboasă, dar mie, în general, nu-mi plac produsele MyProtein, foarte rar. Am dat peste un produs care chiar să-mi placă, un turor de arahide, de exemplu, e genial, dar parcă tot mai mult îmi place ăla de la Jim Beam. Dar sper pudra asta proteică să nu mă dezamăgească. Poți să faci pur și simplu cu 300 de ml de apă și 28 de grame de proteină, amesteci și îți iese un shake și ai și tu un aport de proteină. Vreau să văd pe 28 de grame câtă proteină avem, pentru că contează acest lucru. Avem 21 de grame de proteină și 100 de calorii. Deci ce mai vrei? Nu poți să mai vrei nimic de la viață. Apoi, ceva ce mă tentează foarte mult, am luat un sos sweet chili. V-am spus că noi tot facem genul acela de burgeri homemade, care sunt un fel mai sănătoși, adică luăm o carne mai slabă, facem o chiflă din ea, mai subțirică așa, cu multă salată iceberg, murături, roșii, chifle în general făcute de noi sau, dacă nu, mai luăm de pe undeva. Și trebuie și un sos și decât să cumpărăm sosuri de usturoi sau tot felul de tâmpenii, am zis să încercăm genul acesta de sos sweet chili de la All Nutrition, care are 100 de porții și pe 5 ml ai o calorie, adică ai foarte puține calorii pe sosul ăsta și bineînțeles sosul sweet chili merge foarte bine și cu cartofi la cuptor, nu prăjiți, la cuptor. Merge bine în multe variante de mâncare și de aia l-am luat. O să vă țin la curent dacă sunteți curioși de vreun produs din acesta. Să-mi spuneți ca să știu să vă țin la curent în vloguri, oricum o să mai zic tangențial, dar așa, vă zic și eu. Am luat ceva foarte fain. Este vorba despre un sos din acela foarte fain de pus pe, cred că am zis fain de prea multe ori, de pus pe porici sau pe clătite. Un sos tot așa care nu are calorii sau cel puțin are foarte puține calorii, pe 100 ml ai 9 calorii. Ce-ți poți dori mai mult? Și este cu aromă de cereale, oare? Chocoballs, mă rog, ceva ciocolată. Erau foarte multe variante, deci dacă intrați pe All Nutrition, o să încerc să vă las eu în descriere site-ul lor, în caz că vă interesează. Nu au zahăr, deci sosul ăsta nu are zahăr și nici sweet chili și nici grăsimi. Foarte fain, sincer nu știu exact din ce e făcut dacă nu are mai nimic în el, dar o să mă uit eu pe ingrediente, care aici văd că scrie în altă limbă și îmi place că sunt foarte instagramabile cumva. Bun, și apoi am mai luat, să știți că mai avem lucruri. Mi s-au terminat de ceva timp semințele de chia și le-am luat pe astea. Într-adevăr, erau un pic cam scumpișoare față de biomarket de unde le luam eu, dar având un cod de 33% reducere la tot coșul, am zis hai că nu mor acum. Și am luat semințele acestea la 500 de grame, chiar sper să fie foarte faine, pentru că în general eu nu am probleme cu semințele de chia, dar cine știe, nu am avut niciodată o dezamăgire și nici nu vreau. Apoi, ia să vedem ce am luat, aici nu înțeleg ce vine așa ambalat, chiar eu nici nu mai știu ce am luat, am dat comanda de ceva timp. Ah, ba da, gata, știu. Cum să uiți din care? Adică cum să uiți? Am luat dulceață de afine fără zahăr, care a venit la un preț excepțional. Sincer, nu mai știu exact
prețul, dar cred că a fost 31 pic de lei sau 30 de lei și are 500 de grame, adică un borcan din ăla are 500 de grame, nu de 250 cum mai luam. Dacă au zis zgomote, Marcelino și cu ginger se joacă pe hol cu niște bonuri, da. Astea jucăriile lor momentan și avem 61 de calorii pe 100 de grame. Genial, adică poți lejer să mănânci vreo 200 de grame de dulceață cu pancakes, ca să zic așa, ca să ai primul exemplu care vine, pancake proteice și ai un desert dulce, sățios, pentru că oricum e dulce, e îndulcit cu suc de struguri și mie îmi place foarte mult dulceața de alafine și mai ales asta fără zahăr, mă simt mai bine când o mănânc pe ea și borcanul este de sticlă, ca să vă interesează, știu că contează și lucrul ăsta și totodată de aia a fost atât de bine împachetat. Următorul lucru a venit puțin bolțit, dar nu e asta o problemă. Nu știu dacă v-am zis vreodată, dar mie îmi plac foarte mult cerealele acelea cine mini cu scorțișoară. Mi se par foarte bune, dar au zahăr și au și multe porcării în ele. Așadar, am luat o variantă mai sănătoasă a cine mini, ca să zic așa, crunchy flakes with cinnamon și tot așa nu au zahăr. Sunt cereale pe care le mănânci tu fie cu lapte, fie cu iaurt sau cu ce-ți poftește inima, lapte vegetal, de exemplu. Nu știu sincer dacă sunt de post, dar parcă așa știam. Ai și câteva proteine și nici nu sunt foarte calorice, 300 și ceva de calorii pe 100 de grame. Foarte fain, chiar abia aștept să le testez. Iubitul meu cred că o să fie foarte curios să le mănânce chiar astăzi, pentru că el v-a spus, e... deci în ultimul timp nu știu ce are cu cereale cu lapte, mănâncă în continuu. Și chiar sunt curioasă să văd dacă chiar au gust ca cinnamon, acelea cinnamon, doamne, cine mini. Pentru că eu am avut o obsesie cu alea, la un moment dat, cred că în primul an de facultate sau al doilea, nu mai știu, mâncam zilnic, deci nu mă puteam opri, atât de multe mâncam și de ce nu, chiar sunt gustoase. Și apoi vă mai arăt la capitolul dulciuri, pentru că de ce nu, am luat destul de multe și am primit și un cadou la codul acela de 33% reducere. Am luat două cutii, astfel două cutii de biscuiți fără zahăr, fără, v-am mai spus, nu mă mai repet. Nu au nimic, nicio porcărie. Se numesc Fucking Delicious Cookies și uitați cum arată. Deci mie m-a dus instant cu gândul la niște biscuiți pe care îi mâncam noi în copilărie și erau așa tărișori, veneau cu negru și cu alb cumva. Nu știu cum se numesc, dar de la Paradisoare, nu mai știu, dar buni tare erau. Bineînțeles că nu o să fie chiar pe acolo, dar na. Și sunt oarecum și proteici, au vreo 6 grame de proteină pe 100 de grame, chiar sper să fie bun. Din așa cred că chiar o să gust după ce vorbesc cu voi și am luat două pentru că au avut un preț bun. Cred că cu reducerea veni la 6 lei pachetelul și am mai luat tot așa o serie de biscuiți. Au și napoletane, au mai multe, dar eu sunt mai mult fană biscuiți. Iubitul meu nu prea e fan, dar știți cum e. Lui rămân cerealele. Am luat din astea, tot din gama Nut Love Cookie cu Chocolate Chips. Foarte fain arată și astea, cred că vi-a arătat mai altfel. Arată genial și tot așa, 7-8 lei cred că au fost astea. Cred că au un grămaj mai mare, nu știu că nu mi-apare. Și proteine, tot cam pe acolo, tot cam 6 grame. Foarte faine, așa arată. Chiar sper să fie bune și mi-am spus, am primit și un cadou. Am primit un baton proteic, acesta. Este, am înțeles că e foarte fain, sper să nu fie gumos, pentru că mie nu prea îmi plac batoanele proteice care sunt gumoase, dar sper să fie bun. Vreau să mă uit un pic pe nutrienți, avem 510 calorii pe 100 de grame, destul de mult, dar pe baton avem 189 de calorii, este bine și proteină, nu văd, 19 grame de proteină, foarte fain. O să-l mănânc într-o zi, ori la muncă, ori înainte de antrenament, ori după. Cam acestea au fost produsele pe care mi le-am cumpărat atât de pe All Nutrition cât și din DM. Dacă sunteți și voi care ați dat vreo comandă aici pe All Nutrition și ați mai testat și alte produse, să-mi spuneți, pentru că la ce prețuri faine au, sigur o să revin cu o comandă. Apropo, pe toate produsele astea, și sunt foarte multe, am dat în jur de 230 de lei. Super bun prețul, deci mai mult decât decent. Acum vă pupăcesc și vă las, iar până data viitoare vă las pe aici alte clipuri pe care să le vizionați în caz că nu ați făcut-o deja. Pa, pa!